Nicolae Ceaușescu a aflat despre defectarea lui Pacepa, despre jocul dublu pe care l-a avut Ion Mihai Pacepa de la nimeni altul decât liderul sovietic Leonid Brejnev. Cum a aflat Nicolae Ceaușescu despre trădarea, jocul dublu, culoarea de cameleon pe care a avut-o Ion Mihai Pacepa? Este simplu. Securitatea obținuse circuite integrate de la Texas Instruments, pe care îl adusese Nicolae Ceaușescu lui Leonid Brejnev ca un fel de dar, pentru că erau niște schimburi. Aceste circuite integrate erau folosite apoi de sovietici la rachetele nuclear-balistice, cele care practic le dădeau prerogative și capacități de a putea lovi oriunde pe planetă. Aceasta era securitatea despre care vorbim. Securitatea românească a fost cea care a obținut de-a lungul timpului o sumedenie de brevete, o sumedenie de soluții tehnologice, de rețete tehnologice, de scheme, de proiecte, care au creat capacitatea României de a putea face în 25 de ani un salt de la hidrocefalie generalizată și retard în contemporaneitatea tehnologică planetară, unde obținuse locuri fruntașe în prelucrări tehnologice, în siderurgie energetică, cunoaștere fundamentală în fizica și astrofizică, motivul pentru care astăzi avem împreună cu americanii cel mai puternic laser de pe planetă la București. Lucrurile astea au fost făcute în mare cu ajutorul securității românești. Securitate românească, care obținuse jumătate din Africa pentru a o administra comercial, exportând acolo tractoare unde există cerere și astăzi, unde există cerere de locomotive pe care nu le mai facem și astăzi, unde nu știm să ne vindem camioanele că suntem cretini și camioanele ajung să fie importate inclusiv pentru armata română. Securitatea era cea care practic reușise să dezvolte planul ăla extraordinar prin care noi aveam a doua flotă de pescadoare de pe planetă sau a treia după sovietici și polonezi și puteam lua din zona Mauritaniei, din bancul ăla masiv de pește, pește pe care apoi îl aduceam în țară și îl înjuram, mă refer la peștele oceanic, și care asigura o normă de hrană, practic, românului, pește pentru care astăzi, iată, îl folosim în farfurie, macroul, heringul, merluciu, și nu mai spunem că este oceanic, dar îl aduc străini, nu-l mai aducem noi, pește care, practic, era comercializat pentru că eram o putere de comercializare a peștelui în zona Mediteranei. Multe lucruri au fost făcute de securitate în epoca aceea. Acei securiști se întorceau în țară și alături de noi stăteau la lampă, aveau lumină, mâncau iaurtul pe care îl mâncam și noi, aveau preemțiune, într-adevăr, o stivă de iaurt, țin minte, și în copilărie, când stăteam la rând în Brăila copilăriei mele, era luată de, împreună cu chifle, de securiștii care lucrau în securitate acolo. Infracționalitatea era mai mică, nu existau interlopi, nu exista golănie, nu exista analfabetism și nu exista starea asta generalizată de golănie în care golanul își are preemțiune în societate, este obraznic, dă cu pumnul, amenință, pentru că el are rolul social preponderent. El știe că din tâlhăria pe care și-o ia, dă mai departe șefului din miliție, din procuratură, din servicii. Apoi devine pește când se capitalizează. Cu cât e mașină mai luxoasă, atunci știe lumea că el are fete bune și că e prosper. Se tatuează ca să arate că e protejat. Și în tatuajul ăla el are un cod ca să se știe care șef îl protejează pe el și în ce condiții. Cui dă șpaga în servicii, în procuratură și în poliție, și atunci el are protecție. Drept pentru care este firesc să fie relaxat, sfidător și fără probleme. Asta este securitatea de astăzi, care are firme despre care noi nu știm, care face afaceri în condițiile în care are oameni băgați în finanțe, în justiție și poate face orice formă de infracționalitate fără să îi se ceară contul. Poate să ia afacerea oricui, să o zdrobească, dar își face treaba pentru că nu protejează pe nimeni. Are acces nemijlocit la buget, nu dă contul la bani, la operațiuni, la ce face, pentru că nu se închină niciunui stăpân
român. Astea sunt serviciile de astăzi. Cele pe care le-ați văzut în piață, încăierându-se cu jandarmii, cele pe care le vedeți pe internet, cele pe care le vedeți manipulând o sumedenie de grupuri și controlând exact structura aia care se cheamă liberă, numită diaspora, influențând-o prin finețe, manipulare, subversiune și diferite măsuri care practic nu fac decât să-i prezerveze avantajele. Drept pentru care într-un stat care nu mai are motivație patriotică, nu mai are istorie, că nu-i se permite, nu mai are viitor, pentru că nu are nevoie de ele, colonie, serviciile au propriile lor spitale, propriile lor linii de finanțare, propriile lor avantaje, totul este perfect pentru ei. Pentru că ei sunt dulăii care mănâncă din mioarele stânei. Ciobanii fiind proști, slabi și fără autoritate, asta se întâmplă. Așa poate vă explicați de ce în Turcia s-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat. Pentru că lucrurile erau străine, nu mai erau ale lor. Pentru că la noi toate sunt străine. Uitați-vă la păduri. Uitați-vă la zăcăminte. Uitați-vă la Rompetrom. Uitați-vă la Romtelecom. Priviți fosta siderurgie. Priviți cum arată orașele. Gândiți-vă unde vă muncesc copiii. Gândiți-vă unde vă cresc copiii. Gândiți-vă la actualele școli, la manuale, la sportul pe care îl mai avem încă ciudat. Gândiți-vă că în 30 de ani n-au apărut decât niște secături și niște lingăi puterii care practic au acces la un singur lucru, la banul public pe care îl dă vodă, care este pripășit sus de servicii. Nimic altceva. Nimic altceva. Și atunci vă întrebați de ce serviciile oricând sunt nemulțumite? Pentru că stăpânul, ciobanul, nu-i mai conduce. Serviciile sunt, efectiv, în momentul ăsta, una dintre rarele forme de încrucișări de laborator la nivel de biologie, dintre foștii lupi ciobănești și foștii dulăi de stână care mâncau zer, spurcați la sânge și deveniți mai periculoși decât lupul.